MSI îți oferă copii de Just Cause 4 dacă cumperi unul din produsele din imagine. Pentru mai multe detalii, intrați pe linkul din descriere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldovean încearcă, cum veți voi să-i spuneți. De data asta încercăm un joc nou ce a apărut, cred că pe 24 ianuarie, se cheamă Unruly Heroes și din câte am văzut așa din poze și puțin dintr-un trailer, jocul cumva seamănă puțin cu Ori and the Blind Forest, dacă mai țineți minte jocul acela. Deși nu cred că este chiar în stilul Ori, adică doar să te ferești puțin și ai parte de ceva platformere, cred că este ceva mai... dezvolta față de Ori și vă care și opțiune de player versus player. Acum nu știu exact cu ce se mănâncă treaba asta, dar eu sunt tare, tare curios de modul ăsta de aventură și cu ce se mănâncă partea asta. Știu că folosesc frecvent expresia asta cu ce se mănâncă, dar hai să vedem care este treaba cu jocul ăsta. Sincer, sunt destul de curios și vreau să văd dacă are și o poveste interesantă, că poate facem o serie. The Sacred Parchment has maintained the balance between worlds. Și dacă vă place oameni buni, dați-vă cât mai multe like-uri și comente, vă rog frumos. Ok. Eventually, they prevailed. Ok, începutul sună bine totuși, nu vreau să mint aici, chiar sună bine. Dar arată foarte frumos jocul, asta trebuie să apreciez foarte, foarte mult la el, arată super bine. Adică e frumos. Asta e mare parte de ce mă refer. Like comets hurled down from the heavens, fragments of the parchment were scattered across the land. And in their wake, fair became foul, virtue turned to vice. Now wretched creatures roam the land, wreaking havoc and leaving chaos in their wake. Oh wow, ce sunt eroi. Uite pe Wukong. Only four truly unruly heroes can turn back that dark tide and restore order to heaven and earth. Ăla era Lee Sin? Ăla seamănă puțin cu Lee Sin. Mamă, parcă m-aș uita la un desen de la vechi de pe Jetix acum. Wow! Wow, what the fuck? Well, at least I'll give it a shot. A, da mă, cu Kong se transformă în animale, el practic, asta era toată schema acum. Ok. Ok, sună bine, sună bine. Skull Canyon Frozen Wastes. Ok, să vedem cu ce se mănâncă treaba. Select World. Au, sunt mai multe, vreau spun că astea sunt... Oh, ok. Frozen Waste, Escape... hai să-i dăm bătăi, nu știu. Nu știu la ce să mă aștept acum, arată tot destul de drăguț. Oh, wow, ce-s cu ăștia? Au, credeam că trebuie să apăs pe ei sau ceva. Bine, am apăsat puțin pe ei, dar asta nu înseamnă că s-a întâmplat ceva. Da, hai să vedem. Oh, wow! Frozen Waste. Mamă, cât de drăguț arată! Așa de fain! Switch between characters. Deci asta e fel de Nuva din Smite, dacă o știți. Ok, dar e un el. Player 1. De pe ce attach? Ok, space to space, Q, ok, Q attach. E nu face nimic. Ma nu, E-ul atacă. Ok, dar și Q dai abilități. Oh, ăsta e cu combo. Și ăsta ce avem aici? Ok, arată destul de drăguț. Ok, hai să dăm drumul. Să vedem despre ce este vorba, boys. Oh, și astea sunt fel de abilități speciale pe care le are, ok. Interesant, e un spirit acolo care vă vrea ceva de la mine. Bun. Hei, spirite, cu ce te pot ajuta pe tine? Heroes, beware. Though your fates are written, the road ahead is perilous. Am înțeles. To keep the world from endless night, you'll test your limits against fearsome foes. Oh. No pressure, though. You've got this. Ok. Dacă tu spui că ai încredere în mine, atunci și eu presupun că ar trebui să am încredere în mine. Danger, fearsome foes, eternal darkness. Ok, voice acting, eu leacă cam scârțit, dar îmi place. Right. Introduction. Okay. I am Guan Yin Puza, goddess of mercy. Mamă, cât a numele. I'll be watching over you and sending good vibes when the going gets tough. Okay. Enough about me. Let the journey to the west begin. Ah, vezi, pentru că mergem în dreapta, presupun. Da, n-are logică, leacă, dar fine. Bine, dreapta e estul, da. Ok, hai să nu revenim iar la discuția cu estul și vestul pe care am avut-o acum câteva videouri, dar e ok. Da, mă, deci, văd că
pare destul de promițător jocul ăsta. Ideea e că, na, jocul cred că e în mare parte indie, mai ales pe voice acting, v-ați dat puțin seama, dar vizual vorbind este ceva destul de frumoșel. Ok. Deci mai probabil l-aș fi putut juca cu un controller, sincer să fiu. Cred că era mai practic dacă foloseam un controller. Acum nu știu ce să zic. Ok, la... Oh! Oh, wow! Hop! Close! Hop, hop! Hop, hop! Ok, nu mai avem. Bun. E to attack! Ok! Mamă, ce combo are ăsta, vere! Se dă cu capul! Dar ce vă țin aminte de caracterul ăla din Street Fighter, dacă țineți minte, de Blanca? Ok, îmi place mai mult un Kong ăsta. Probabil o să mi se audă tastatura destul de tare, pentru că... Cum am spus, cred că cea mai probabil era bine că aveam controllerul pus. O, poți distruge astea. O, asta e mișto. Space to glide only Sansa and... Sanzang și Kihong. Ok. Ah, ok, ok, ok. Deci ăștia poate să plutească. A, câte șmecher? O, ăștia au bine. Asta e un fel de Zenyatta. Ok, pe cine nu știe cine este Zenyatta, este un caracter din Overwatch. Oh, wow. G. Deci G este butonul de interacțiune. Ok, super, super. Ok, 100 de monezi. Eu am acum ticul ăsta de a lua orice chestie pe care o găsesc. Adică trebuie neapărat să colecționez lucruri, că altfel nu mă simt bine. Acum aș face speedrun pe aici. Oh! Oh, și dacă îți moare un caracter... They do. Congratulations, you have collected the first scroll and unlocked the first artwork. You can find them at extras. Ok, deci scrollurile sunt de fapt niște concepte de-astea de desen pe care le-au făcut ei pentru joc. Și acum ce facem dacă a murit ăla? Știi? Adică... when one of your character dies, you can revive them by hitting the soul bubble. Ah, ce șmecher, și acum l-avem înapoi. Foarte bine. Ok, mă speriasem pentru o secundă, am crezut că... Oh, păi da, ce facem aici? Hai mă, serios? Super, hai că ar trebui să luăm ăla. Oh, doamne, da, deci într-un fel ca Ori in the Blind Forest cu scheme de astea așa. Ce chestia e? E un checkpoint? Pare a fi un checkpoint. Stop right there. Ok, eu m-am oprit. See that lantern? Da. Watch out for those along the way. They're... How do I put this? Really important. Ok, voice acting-ul ăsta m-am zărut de tot, dar fie... All you gotta do is harness the energy from vanquished foes. Oh. But, if things don't exactly... Workout? Deci e un fel ca Dark Souls aici. Deci e un fel ca un bonfire din Dark Souls. Huh. Wow, ok, drăguț. Deci pentru cei care nu s-au prins, după ce omori câțiva inamici și toate alea, îți dă ceva energie pe care o folosești să activezi chestia asta. Asta e un fel de checkpoint în mare parte și când mor te dă aici. E pe sistemul de checkpoint-uri pentru care o să prindă. Văd că avem un sistem de combo care îți mărește, îți crește o bară acolo. Fie o bară de XP și cumva ești obligat să te joci cu toți doar pentru a evolua mai departe caracterul. Ok, aia e pierdută de acum, rip boys. Eu nu pot să cred că porcul are opțiune de glide. Adică asta mi se pare puțin aiurea, cum faci un porc să plătească? O, oh, mamă. Ok. Oh my, you gave me a fright. Cine e asta? To encounter such handsome. Zici că e acuvere. Skull Canyon is such a dreadfully dull place. But I know how to make it fun. In fact, it would be my pleasure. Sună bine. Come, friends. Follow me. Me. Ok. O, doamne. Și vrei să-mi spui tu mie că asta nu denotă că tipa e malefică? Oh, și de asta de pe Q și aruncă bastonul sau ceva. Azi long attack-uri. M-a lovit. Oh, că nu spate, Bob. Chiki-cha. Oh my god, man. Ok, alea că... periculos pe aici. Nu știu ce e bara albastră totuși. Wow. Ok, deci sunt pericole să scadă chestii în cap, am înțeles. Ok, shift, dodge attack and dangerous object, left shift. Apăs left shift. Nu merge. Left shift, hello?
Să fim shift-ul blocat. Ok, asta e, îți curioză treabă. Hai să încercăm să băgăm un controller, că văd că... Văd că nu prea funcționează ceea ce vreau eu să fac aici. Deci, hai să încercăm așa. Ok, stai un pic. Ok, să zici... Ok, nu merge. A, mers? Super! Right bumper. Ah, ăsta e dodge, super. Ăsta e butonul de schimb, super. Am găsit butonul de schimb, mi-a luat damage, e bine. Ăsta e atacul normal, ăsta e long attack-ul. Ăsta presupun că e un grab. Ah, și poți să dai dodge așa prin ele. Ah, ce șmecher, ok. V-am zis că e mai practic jocul ăsta cu controller. Oh, god! Ok, ok, ok. M-a fentat puțin acolo, da să zicem. Mamă, dar e mult mai bine pe controller, părerea mea. Oh, Jesus! Dar în aer nu poți să dai dodge? Nu poți să dai dodge, ok. Au, ok, Bob, nu mai fi idiot. Mamă, cât de prost am fost la faza aia. Ok, tipa asta îmi vrea rău de-a binele, adică, serios, trebuie să fiu mega orb să nu-mi dau seama că aia vrea să mă omoare sau ceva. Oh, am nevoie lui, puterea lui Sandmonk să facem ceva aici. Ok, Sandmonk. Stai un fel de... clap hand, adică face, da, face, pardon. Aplaud atunci când vrea să bată pe cineva. Wait, stai alea că... Anti-air. Ah, astea taci în sus și dacă ești cu cineva... Ah, ce tare! Un fel de bicycle kick, ok, drăguț. Huh. Jocul chiar e destul de bine realizat, părerea mea. Acum, cum am spus, voice acting pare a fi singura chestie care mă puțin irită. Mi-aduce aminte de caracterul ăla din Final Fantasy. E tipă care e recunoscută pentru faptul că are cel mai prost voice acting ever. Adică vocea nu e deloc calitativă, să zicem așa, deci că e înregistrată cu ceva aiurea. Cum se mai întâmplă uneori în alte jocuri. Ok, deci aici nu mai e nimica. Înseamnă că în spate acolo e ceva. Jos de tot? Jos de tot nu e nimic. Ok. Wait. Păi și eu cum ajung înapoi? Ah, presupun că... Da, merge să sari. Oh, vai. Ok. Huh. Okay. Doamne, platformele... La platformele 2D parcă mi se pare că mă descurc mai greu decât la 3D uneori. Ok, și aici B. Bun, și am activat și ăsta. Wall jump. Oh, cât de șmecher. Hey. Îmi dezactiva mie prostia asta. Hand clap. Hand clap. Deci ea clar e malefică, știi? Dar acolo ce-o fi? Stai alea, că ce e aici? Ah, îmi dă viață. Ah, mă vindecă, super. Încă o chestie de spart. Adică le spart pe toate doar pentru a o găsi cât mai repede. Deci doar alea te vindecă, dar nu știu dacă fiecare caracter are viață individuală. Special attack. Ah, e un fel de ultimată. O singură de asta nu face nimica. Am încercat să activez o singură de aia, dar văd că nu face nimica. Ok. Oh, mamă. Era să fie nasol acolo. E ca și cum am probleme. No. Era o leacă așa. Complicată treaba. Hai că facem speedrun de aici, nu mai stăm să luăm fiecare monedă. Cât timp era posibil le luam, dar acum nu. Ia zi, tanti, ne batem? Sau ăsta e primul nostru boss? Cred că ăsta e primul nostru boss, boys. Ea pare a fi un fel de acuvere, adică serios vorbesc. Doar că noi nu suntem un samurai netrebnic cu o sabie magică. Oh, 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 oh. Hey, oh god. Nu știu ce-am făcut. Ok, trebuie să-mi activez înapoi speciala. Aparent speciala mă făcea mare. Oh, mă făcea mare și acum pot să atac mai bine. Oh, superb.
Bine, totuși am mai multe vieți, că am 4 caractere, știi? Au. Hai, zeniata! Am un picuț range și nu mă afectează damage-ul. Oh, ok, aia mă afectează. Ce vrea să fie chestia aia? Dar nu cred că am dat-o eu bine și de-aia cred că ai arată așa cum arată. Oh god. Ia la omor pe zeniata, mă. Hai că dă Wukong acum treabă peste el. Mori, mă, odată. Aia voiam să zic, mă. Drăguț, mă întreb ce faci cu banii ăștia. Și vă spun că Wukong se transformă ca și specială sau care-i treaba? Ok. Oh, doamne. Scuze, mi-a venit să strănu și nu știam cum să mă opresc. Oh, uite un loc de ăsta secret. Jesus. Ok. Ah, presupun că ăsta trebuie să spargem. Jos. Ah, ok. Doamne, ce combo-uri, frate. Îmi place tot ce se explică ordinea butoanelor pe care trebuie să le apeși atunci când trebuie să dai ceva chestii. Acum am spus, mie îmi place cum arată jocul, mare parte, e foarte drăguț. Oh, God, doamne! Oh, oh, doamne! Sarea, că stai, trebuie să... Ah, l-am pierdut pe ăla. Păi ce facem? Ah, el apare oriunde te duce. Ok. Am uitat că trebuie să folosim glide-ul aici. Ok, l-am dat înapoi pe Wukong. Asta e partea bună. A, porcul dă din urechi! Nu te cre... Oh, doamne, cât de praf sunt, nici nu pot să cred așa ceva. Câtă greșeala capitală am putut să fac. Ok. Hai să luăm și porcul înapoi, pentru că am nevoie de glide. Porcușor? Gata. Mai să... Hai să ne concentrăm, oleac. Bun. Aia zic, mă. Ha! A fost un pic de... Un pic de antrenament și tot merge super. Opa. O, doamne. Oleu. Mă, băiatule, nu mă sperea pe mine cu d-astea așa. Mă, ce-i în spate acolo? Nu te cred! Mamă, ce m-a fentat, deci nu pot să te cred. Mă simt așa de fentat aici la faza asta. Da, să zicem, să zicem. Funcționează și așa. Oh, și asta e fix aici. Most capable indeed. But I can't let you pass. A lady needs her privacy. But don't worry. We'll play again. Okay. Bun. Cred că e bun ca să sperie puțin. Ha, mi-a oprit accesul. Vă spun că noi trebuie să facem ceva anume pentru a activa mânuțele alea. Gen, mergem jos și găsim acolo, da, uite, mânere acolo sau ceva. Dar, doamne buni, cam asta ar fi tot pentru acest video din Unruly Heroes. Dacă v-a plăcut jocul ăsta și vreți să dați mai multe videouri despre acest joc sau cine știe, vreți voi să vi-l luați, cred că îl puteți găsi și pe Steam. Sigur că găsiți pe Steam acum lansat proaspăt. Dar dacă v-a plăcut video, oameni buni, știți ce aveți de făcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!